Astăzi pe BMG Drive o să testăm Dacia Logan versus cel mai periculos munte. Deci hai fraților să-i dăm drumul. Plecăm aici de pe loc cu acest Loganel. Mamă, deja m-am făcut praf. Duceți-vă că aveam eu de suferit. Deci prima dată trebuie să oculesc eu toate astea. Ok. Hai că avem aici câteva pietre. Dacă ar vrea Loganelul să le oculească, ar fi minunat. Uite, un pic cu grijă pe aici. Un pic cu grijă, dar mi-a sărit capacul. S-a dus capac, ia uite, la plimbare s-a dus în București. S-a dus să-și facă viața. Avem 3 șanse. Vedem dacă reușim fără să facem Loganul praf. Cam ăla, cam ăla ar fi scopul. Dar nu prea cred, sincer să fiu. Ușor. Mamă. Nu, stai, hai că fac și eu o schemă mică că m-am blocat, n-am ce să fac în situația dată. E garda prea înaltă, mă, prea înaltă, doamne, că-i stric și cutia de viteze. E prea joasă mașina și nu face față pe aici. Nu pot să iau astea, eu ușor. Știți ce zic? Hai să vedem. Mamă, frână. Hai, n-are nimic Loganelui, perfect. În perfectul stare. De cu spatele. Hai că o rezolvăm noi. Nu ne bate drumul ăsta pe noi. Fii tu atent aici. Încerc eu să iau așa. Pe roți separat, da. M-am blocat în colțul ăsta. Trebuie așa un pic ajutat câteodată Loganelul. Că n-ai ce să-i faci. N-ai cum, e prea jos. Dacă pic de pe munte, asta e, se mai întâmplă. Am schimbat un pic partea. Că poate am mai mult noroc pe aici, da. Loganelul ăsta să ai loc să ai șansă, mâncați-și gura, că nu o dai. Nu o dai cu Loganelul, dacă o iau eu așa, e și seară, e și zici că e toate bolile. Toate bolile direct pe Loganel, stai să fac zi măcar. Mamă, iar n-am filmat, hai că e bun, hai că mai pun eu pauză. Deci, numai așa că am zis sau nu, 3 șanse avem. Să vedem cum se descurcă, dar Loganelul ăsta ar trebui să fie țavă, tun, carne. Cu frână aici, dar nu prea pune frână. Avem noi grijă. Dacă pot să dau eu camera mai sus și să rămână așa fixată din poziția asta, să văd eu totul, ar fi cel mai bun lucru. Mamă, ia stânga. Baby. Nu, eu cred în tine, Loganelul. Uite, mă, cum s-a blocat Loganelul, bă, n-ai cum așa ceva. Dă-i, mă, n-ai tracțiune. Dă-i. Atunci hai cu ușorul. Cu ușor. Păi hai că-ți dau eu o mână de ajutor atunci. Hai, un pic. Gata. Nu vă supăra și pe mine. Am dat așa o mânuță, l-am împins un pic din față, că altfel se termina prea repede distracția. Ui, ușor aici. Să nu iau piatra aia, că dacă am luat-o m-am dus naibii. Am aici pe drum. Mamă, șanțu! Care? Șanțu! Ui, dați și voi like. Hai, clatli, mânca, v-aș gura că vizualizări nu se fac. Rată de click pe videoclip nu. De abonat nu vă abonați. De like nu dați like. Să moară, ia că ne-am dus, ia uite. Bam, căcat direct. Ne-am contopit cu asfaltul. Ne-am contopit cu drumul, ce asfalt. Mâncați-și gura, Swift, nu știi ce spui. Direct. Hai că mai și vă ceva, mai înțeleg. Mi-a luat-o volanul razna. E bine, în rest, unde eram? Aici eram, nu? Da, e așa. Zici că-s perfect, zici că-s cutie de chibrituri. Așa, și dăm aici punctul ăsta de salvare. Deci o viață s-a dus, mai avem două. Dacă reușim, binecuvântat să fie acest episod. Dacă nu, se termină episodul și lăsăm așa 8-5 minute cât o ieși el. Asta a fost cu videoclipul. Deci trebuie să am mai mare grijă. Oricum, dacă îl fac lung, nu vă uitați. Dacă îl fac scurt, nu vă uitați. Deci cam văd doare undeva să am eu grijă aici. Ai mâncat, v-aș gura să mă mănânce copaci ăștia frumos, cata-i tata de copaci de jungla. Ușor pârla ea, cum merge mașina. Frână, că plouă și nu intra abs-ul, n-are abs mașina asta, n-are nimic, mâncat, v-aș. Ui, dă-i, inferioară. Inferioară la tata pupo. Ușor aici, iar ajunge pe zona de asta de drum, de pământ. Nu-mi place zona asta că se împotmolește mașina asta, rău de tot, și se blochează pe aici. Cam asta-i partea nașpa. Hai!
ușor, ușor ar trebui să o fac lejer. Harta asta e mic pe copil pe lângă ce pot eu să fac. Pare momentan ok. Nu pare să ai uivă probleme. Mamă, o sări capacul de pe aia. O sări capacul de pe jant. Cred că s-o dus în București unde vă sunteți voi și nu dați like. E bine. E bine, ne putem înțelege. Bag acolo turbina, bag eu să fie bine. Am derapează un pic, așa faci mașina. De ce să derapezi ca să n-are putere? Cred că trebuia eu să iau o variantă mai puternică, sincer, dar ar trebui și asta să-și facă treaba. Să nu fie o zonă, în afară de înălțime din cauza suspensiei, cred că altceva ar trebui, n-ar trebui să o deranjeze pe ea, zic eu. O confi tracțiune față s-ar putea să ne încurce, dar rămâne de văzut. Și ce mi se încolăcesc mâinile așa când conduc, că nu-i normal. Hai că ușor, ușor aici. Uu! Nu dealul. Nu, 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 nu. Engine it's că mi se strică. Practic n-am căzut. Îmi dau așa un pic cu mână de ajutor. Nu se pune ca și căzut. Am zis dacă cad, nu, dacă mă întorc pe pat. Ușor pe aici cu grijă ca ajungem noi la final și toată lumea este fericită. În afară de mine că nu dați like la videoclip. Da, are groapa. Dă-i. Mamă. Ușor, ușor, cu grijă. Ușor la tata cu loganelul. Cu loganelul ăsta. Dă-i cu a patra. Mai bine mai ușor decât mai rapid, că dacă e mai rapid, e mai grav. Mamă, păi ce mă tentează să iau pasta, să mă duc dracu' să sar cu 200 la oră de acolo. Nici oricum nu prinde loganul 200 la oră, dar parcă-mi vine așa să sar și să mă duc naiba undeva. Hai, loganelule. Wow, 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 nu, n-are pins un coi în figura lui. Uite tu cum s-o plantat în copac, cum s-o blocat. N-are base, n-are nimic mașina asta. Hai că am descapotat-o, am descapotat-o. Gamin și-o piciorul, cum am dus aici, deci practic mai am o singură viață. Ușor că ar trebui să fie ok. Asta e, cât o fi episodul ăsta, dacă mă duc a treia oară, practic mai am două, că mai pic o dată spre zero și după dacă mor, asta e, nu? Cred. Zic și eu, încerc să vă fraieresc, aha, aha, asta. N-are nimic, venim aici, luăm ușor curba. N-are, nu ia curba, nu ia curba. Nu ia, stai dracul locului, pune frână, mâncați-aș gura. Aha, mai ieși tu de aici. Minunat, și cum ar trebui eu să ies din prăpastia asta? Dacă dau eu cu spatele? Dar nu, n-am șansă. N-am șansă, ce să dai cu spatele, bă? Ce să dai cu spatele? Am mai dus o viață, ultima viață. Fac videoclip de 9 minute. E bine, ne descurcăm. Ușor. Îmi dau eu ăsta mai sus și camera mai așa și să încerc mai ușor un pic să conduc. Zic și eu, habar n-am. Iar zona de pietriș de asta. Mamă. Iar am picat pe parte. Lasă că e bine. Am picat înapoi, bine. Dă-i așa frumos. Dă-i tate cu Loganul aici când n-are nimic. Loganelu duci. Duci Loganelu. N-ai treabă cu el. Duce băiatul 1.4 sau 1.2. Ce motorizare o avea Loganelul ăsta. Dar urcă aici. Urcă aici. Asta e problema cu adevărat. Trebuie să o pesc. Hai. Hai mă tati. Hai mă. Nu mai urcă. Păi am eu atunci altă idee. Fiți voi atenți. Îi dau așa. Să am eu grijă să nu mă răstorn invers și o să vin cu viteză. Doar că plouă și nu știu dacă o să am tracțiune suficientă pentru a urca. Cam ai problema, dar hai că aflăm acum, nu? Altceva ce aș putea să fac? Perfect, ne poziționăm înapoi camera și o să iau mai întâi ușor pentru a prinde tracțiune și cred că aș ține la întâia, nu știu dacă e aici de a doua. Nu uite, am omorât-o cu a doua. A ține cu a întâia, dar eu n-am 25 la ora, mai puțin 25 arată că am prins un pic de tracțiune aici pe iarbă. Încerc eu un pic să accelerez, dar se împotmolește, mă, un cauș și gura n-are. Ia fi tu atent, încerc aici o schemă. Da, calone, că ce schemă să încerc să-i pun al motor? Engine are un motor de 1.5 ăsta, dacă îi pun un 2.0, poate are și pun un de ăsta sport, ultra heavy. Încerc un ultra heavy duty engine, naiba să-l ia. Oh, nu vrea, mă, un cauș. Atunci fii atent, am alte idei, dacă am făcut eu asta, ușor, 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 să nu. Pe altă, are mai multă putere acum, că am văzut că o tras. O tras puțin și încerc eu să-mi iau avânt de aici. Dar pare împodmolită, adică eu nu știu ce să zic. Pare și mai împodmolită, poate de la roți. Dar mă, n-ai ce să-i faci, n-ai. Din nou, frâne de mână. Am încercat să-i pun și pe spate.
are stage 2. Dacă nu merge nici acum, sincer, n-am ce să fac, doar să dau eu să trec de zona asta, pentru că pur și simplu mașina nu dorește să urce direct cu soia. Habar n-am. Haide mă, eu cred în tine. Eu cred în abilitățile tale. Eu cred, mă, mâncați, nu te bloca. Ia ușor. Nu vrea. Deci ce o să facem în situația dată? Pur și simplu trecem așa, pentru că practic n-am căzut. Nu urcă Loganul, frate, nu urcă. N-am ce să-i fac în situația dată. Dacă nu urcă, am stat 10 minute, ia pe acolo, o să încerc să trec. Asta este, hai să vedem. Să vedem în continuare. Ce să-i dau eu cu a doua? Bă, băiatule, dă-i cu a întâia. Dar de ce merge mai prost decât înainte? Ce am pus eu pe ea? Nu înțeleg. Asta e gen, e un fel de checkpoint. Da, ce checkpoint? Mâncați. Chiar, bă, puteam să fac gen de astea cu checkpoint-uri. Dacă pic să mă întorc din nou de la început până dau eu de un check. Dar, ce să mai faci asta? Că sunt eu prost. Vreau odată doar să scap din zona asta și să mă duc de aici. Că n-am ce să fac cu Loganul. E împodmolit, e blocat. Pot să merg doar cu antia prin zona asta, că dacă i-am dat a doua, moare. Ia... A! M-am dus prost. Bă, și-am picat, băgam mi-a hartă.